la ședința anterioară. Doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua! La ședința de astăzi, din cei 12 consilieri care compun Consiliul Local, aflați în funcție, este absent domnul Mișca Cătălin. Am să citesc procesul verbal al ședinței din 3 iunie 2022. În conformitate cu prevederile codului administrativ, în baza dispoziției primarului domnului Tamaș privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al domnului Tamaș, județul Bacău, pentru data de 3 iunie 2022 la 14, prin invitația de participare la ședință numărul 161 din 3 iunie 2022, a fost convocat de îndată la ședință extraordinară. Din verificare de concert de prezență, rezultă că la ședința de astăzi, în cei 12 consilieri aflați în funcție, sunt prezenți 11 consilieri locali, absenți fiind domnul Bucur Gheorghe, astfel că ședința este de fapt constituită și poate începe lucrările. Secretarul general de citire procesului verbal al ședinței anterioare, din data de 30.05.2022 și solicită la sunt înscrieri la cuvânt, referitor la procesul verbal. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 30 mai 2022, voturi pentru 100, împotrivă 0, abțineri 0. Procesul verbal al ședinței anterioare este aprobat. Președintele de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței. Proiect de hotărâre numărul 38 privind încheierea unui contract de asistență și reprezentare politică în dosarul numărul 1494/11/2022. Proiect de hotărâre numărul 39 privind utilizarea excedentului bugetar din actul precedent și diverse. Se supune la votul ordinea de zi, votul pentru 11, împotrivă 0, abțineri 0. Se continuă cu prezentarea proiectelor de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 38 privind încheierea unui contract de asistență și reprezentare juridică. Secretarul general prezintă proiectul de hotărâre este însoțit de avizele consultative ale comisiilor de specialitate. Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de primar, nu sunt luări de cuvânt. Se supune la vot, votul pentru 10, împotrivă 0, abțineri 1. Proiect de hotărâre numărul 39 privind utilizarea excedentului din anii precedenți. Secretarul general precizează că proiectul de hotărâre este însoțit de avizele consultative ale comisiilor de specialitate. Proiectul de hotărâre și raportul de aprobare sunt prezentate de domnul primar, sunt luări la cuvânt. Domnul Toma Petrică solicită precizări cu privire la componența sumei solicitate. Domnul Dare Drăguț, manager de proiect, răspunde. Suma reprezintă salariile referente lunii decembrie 2021, toate facturile de state pentru servicii de catering și combustibil. Domnul Toma Petrică, ce se întâmplă cu această sumă după ce se vor amușta banii în contul proiectului? Domnul Darie răspunde, banii vor rămâne în bugetul local. Se supune la vot, votul pentru 9, împotrivă 0, abțineri 2. După epuizarea ordinii de zi, la punctul diverse, sunt luări de cuvânt. Domnul Toma doresc să se menționeze în procesul verbal că în momentul în care banii se vor rambursa de la UIR, cei 92.000 de lei vor reveni în bugetul local. În încheierea ședinței, președintele mulțumește pentru modul în care au făcut lucrările. Dacă aveți obiecții cu privire la procesul verbal. Dacă nu, să punem la procesul verbal, cine este pentru? Împotriva? Alții, împotriva, nu am fost posibil. Doamnelor și domnilor, bună ziua. A fost o convocație la ședința ordinară a Consiliului Local, care va avea loc în sala de conferință a sediului administrativ Tamaș, data de 23 iunie 2022, următorul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 40 privind modificarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tamaș, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 41 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pe anul 2022. Proiect de hotărâre numărul 42 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul anul 2022 pentru Comuna Tamaș. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se suplimentează ordinea de zi cu următoarele proiecte. Proiect de hotărâre numărul 43 privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap.
Proiect de hotărâre numărul 44 privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare OACA, ADIN. Proiect de hotărâre numărul 45 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Sanitizare Bacău pentru anul 2022. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 40 privind modificarea statului de funcții. Domnule primar, aveți cuvântul. Proiectul de hotărâre numărul 40 privind modificarea statutului de funcție organigramă pentru avarul de specialitate a primarului Comunei Tămaș. Articolul 1 se aprobă modificarea statutului de funcție pentru avarul de specialitate a primarului Comunei, conform anexiunii la prezentă autorizare, în sensul că A. Compartimentul financiar contabil, impozite și taxe, eliberarea autorizației de transport și resurse umane, funcția contractuală de inspector de specialitate, clasa 1, grada profesională 2, a devenit vacantă început cu data de 1.05.2022, cu acordul părților conform articolului 55, care de legea numărul 53/2003 din codul muncii. Funcția publică de execuție de consilier, clasa 1, grad profesional asistent, a fost ocupată început cu data de 1.05.2022. B. Compartiment asistent social, funcția contractuală de asistent social, clasa 1, grad profesional deputat, a devenit vacantă început cu data de 21.04.2022, cu acordul părților conform articolul 55, litera B din lege 53/2003 din codul muncii. C. Compartimentul centru de zi pentru copii, funcția contractuală de educator, clasa 3, a devenit temporar vacantă, început cu data de 7.04.2022, conform articolul 51, alineatul 1, litera A, din legea 53/2003, privind codul muncii, concediu creșterii copilului până la 2 ani. B. D. Pardon. Se completează statul de funcții, numărul 13, 15, 16 și 37, prin menționarea clasei în coloană corespunzătoare. E. Se îndreaptă eroarea din tabelul centralizator al statutului de funcții în ceea ce privește numărul total de funcții publice de execuție. Articolul 2. Se aprobă modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tămaș, conform anexei de la prezentă hotărâre, în sensul că A. Se înscrie corect denumirea funcției publice de conducere specifice de secretar al Comunei în organigramă, B. Se înscrie în organigramă relația de colaborare dintre Consiliul Local și Primar și articolul 3. Prevederilor prezenței hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul Comunei Tămaș prin aparatul de specialitate și articolul 4. Prezentul hotărâri va fi comunicat de primarul Comunei Tămaș, instituției prefectului de Zvărco și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Dacă se pot scrie în articolul. Dacă se pot scrie în articolul. Vă rog, deci, încă o dată, aduc la cunoștință. Aș susține proiectul respectiv, aș vota pentru, doar că viciul de procedură nu mă lasă. În calitate de consilier, fiecare dintre noi iarăși încălcăm legea. Deci, nimic nu trebuie să considere că avem neapărat ceva de obiectat, dar în faza de legalitate, am spus-o și mai spun, încă o dată, este trecut inclusiv în 9.57, unde sunt menționate atribuțiile secretarului general. Poate de specialitate sunt întocmite doar de aparatul de resort din subordinea primarului. Secretarul general nu are voie prin lege, pentru că nu are voie să-și spună poziția vis-a-vis de un proiect. Trebuie să aibă o neutralitate. Din acest motiv, secretarul general nu pot avea. O spun cu cea mai mare responsabilitate. Altcineva să facă rapoartă de specialitate. Nu schimbă nimic cu nimic, că semnatarul el e o altă persoană. De la departamentul de resort, din subordinea primarului. Așa spune viitorul. Deci, încă o dată, sunt în postura în care nu pot să susțin un proiect din cauza unui vici de procedură. Că documentația nu este întocmită corespunzător. Deci, dacă ați putea să modificați, la drept dovadă, am fost și favorabil la Comisia Juridică. Dacă puteți să modificați de acolo cel care întocmește raportul de specialitate, eu voi susține proiectul respectiv. Mulțumesc.
Deci, dar am spus asta ca să rămână pentru totdeauna. În viitor, secretarul general nu trebuie să fie părtinitor. Legea nu-i permite ca să-și pună o poziție. Nu, nu, ne uităm în legea asta. Dacă ne uităm în 1557, acolo unde sunt menționate toate atribuțiile secretarului general. Nu se regăsesc. Solicit, dacă doriți să schimbați raportul de specialitate, cineva să-l vorbească, că îl întrebește în 5 minute și îl semnează, eu mă rețin într-un respectiv. V-am solicitat la ședința de comisie. Dacă nu supunem la vot, proiectul de hotărâre numărul 40, cine este PNV? Împotrivă, abține votul. Trecem la proiectul numărul 41, privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară, zona metropolitană Bacău, pe anul 2022. Articolul 1. Se aprobă cotizația aferentă anului 2022 la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară, zona metropolitană Bacău, în cuantumul de 3.135 lei, 1 în rom pe locuitor. Articolul 2. Prezentul hotărârii va fi pusă la îndeplinire de primar și compartimentul financiar contabil. Articolul 3. Prezentul hotărârii va fi comunicată primarului comunei Tamaș, compartimentul financiar contabil, asociației zona metropolitană Bacău și instituția prefectului și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Dacă sunt înscrie la timpul 41. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pe el? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 42, privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe bugetul anul 2022 pentru Comuna Tămaș. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție pe trimestrul 1 anul 2022 al Comunei Tamaș, conform anexei parte integrată în prezenta hotărâre. Bilanț de la data 31/3/2022, contul de rezultat patrimonial la data de 31/3/2022, contul de execuție a veniturilor la data de 31/3/2022, contul de execuție a cheltuielilor de la data 31/3/2022. Articolul 2. Prezentă hotărâre va fi comunicată primarul compartiment financiar contabil, impozite și taxe și instituția prefectului județul Bacău și va fi adusă la cunoștință conform legii. Dacă sunt înscrieri, domnul Romano. Dacă îmi permiteți, mulțumesc. Aici vreau să fac o precizare și o recomandare. Rog ca cei de la Departamentul de Specialitate să conștientizeze că contul rectificarea bugetară înseamnă o raportare față de consilier. Deci legea îi obligă ca dintre ei luni să vină în fața noastră și să ne spună și să ne arate cum s-au cheltuit bănuții. Deci execuția bugetară să se facă imediat, cum zice legea, în ședința momentoare ordinară din luna următoare. Dacă contul de execuție este la 31 martie, în aprilie trebuia să vină cu raportarea față de Consiliu. Deci, din vedere de hotărârea respectivă, e o raportare față de consiliere, pentru că legea nu le dă voie să cheltuie bani fără știrea consiliului local. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte înscrieri la vreau să o duc o completare, deci raportul a fost la 31.03, dar el deci s-a avizat la 26.04 în aprilie și imediat în mai noi l-am mai avut o dată. Dar am mai avut proiectul ăsta și din cauza asta au ajuns acum. Da. Deci o mai fost. Dar nu permite, nu mai acolo. Păi, n-are cum să permite, pentru că ei, nu, dar ei până nu primesc avizul ăla de, deci când îl depune, deci degeaba, noi îl depunem astăzi, dar... Păi și-o venit în mai, am avut pe 5 mai, deci la prima... Nu, păi da, păi fătusem noi, am fost în ședința din aprilie pe 26, fusesem. Nu are nicio treabă asta, cei care... Mulțumesc, suntem la vot, proiect numărul 42, cine este pentru? Cine
proiectul numărul 43, privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Articolul 1. Se aprobă contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, încheiat în rezidențul Bacău, Direcția de General de Asistență Socială și Protecția Copilului și Comunata Mare. Articolul 2. Se împuternicește domnul Martin Andrei Daniel, primarul Comunei Tamar, să semneze contractul de asociere prevăzut la articolul 1. Articolul 3. Plata contribuției rezultă în urma încheierii contractului de asociere se va face lunar în baza listelor nominale privind copiii tineri cu handicap și persoane adulte cu handicap care au domiciliu pe raza Comunei Tamar și care beneficiază de protecție specială serviciul rezidențială în cadrul de GASP 4. Articolul 4. Prezentă hotărâre va fi comunicată primarul Comunei. Compartimentul financiar contabil. Compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei, Consiliul Județean Bacău și instituția prefectului județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică conform legii. Dacă se înscrie, eu așa. Aici aș cere explicații lui domnul primar să le dați mai detailat. Contractul de asociere, să știm cine beneficiază de proiectul ăsta, câți angajați, pentru că noi nu știm dacă în contractul ăsta de asociere Comuna Tamar beneficiază. De ce beneficiază? Ne întreabă mulți cetățeni. Cine va lucra acolo? Nu știm. Deci un pic mai explicit să știm ce se vrea de acolo, cine vor fi angajați, dacă beneficiază și Comuna Tamar în urma acestui contract de asociere. Dacă nu cel puțin contractul de asociere să-l faceți public. Că acolo se vede, domnule, vor beneficia bătrânii și cât s-a angajat. Pentru că noi nu știm. Angajații vor veni de la Bacău. Eu am înțeles că deja avem pe raza comunei. Și câte persoane sunt? Avem bolnavi care sunt, dar noi nu știm nimic. Domnule Toma. Mulțumesc. Cu privire la proiectul respectiv, mai întâi am întrebat că nu este din raportul de specialitate pe care l-am vorbit doamna Gurău, care de fapt nu este un raport de specialitate, pentru că dumneavoastră menționează în acele două, trei lucruri pe care s-a simțit să le scrie și acelea greșit. A menționat că încheie raportul de specialitate pentru faptul că cei de la DGSBC au solicitat o hotărâre de consiliu local. Iar după doamnei și celor care sunt responsabili de persoanele care primesc raport de specialitate, că un raport de specialitate este un document extrem de complex și important. Dacă este întocmit în mod eronat, iarăși hotărârea de consiliu local poate fi atacată pe legea 554 a contencios administrativ de orice consilier, oricând, fără termen de validitate. Așadar, acordul nu reiese din raportul de specialitate, pentru că ei, cei de la DGSPC, Consiliul Județean în speță, solicită facturare, solicită bani, nu solicită hotărâre de consiliu local. Din acest motiv, suntem îndreptățiți, noi, consilierii locali, să solicităm cel care întocmește raportul de specialitate să-și însușească măcar ce scriu cei de la Consiliul Județean sau de la DGSPC. Și ca să concluzionez, aș adresa o întrebare domnului primar, pentru că nu reiese nici din acel ipotetic raport de specialitate, cât înseamnă 35%. Pentru că pentru comuni, am înțeles, suma este de 35%, pentru municipii 50%. Deci care ar fi povara fiscală pentru bugetul local al Comunei Tamar? Deci 35%, cât înseamnă scripturi? Care ar fi suma? Pentru că are dreptate domnul consilier Ceasă când a menționat că nu reiese clar ce se vrea și cum se vrea și când se vrea. Eu, costurile sunt aici.
Ați primit materialele? Nu, vorbim cu totul altceva, doamnă Moise, un alt subiect. Ce spuneți dumneavoastră, putem dezbate cu acordul plenului în faza a doua a dezbaterilor. Dar deocamdată aștept răspuns la întrebarea pe care am menționat. Dacă doriți, o chemăm pe doamna contabilă să ne explice. Deci nu știți proiectul ăsta. Deci sunt luați din materiale de care nu-ți copiii aia. Cordial am pus întrebarea respectivă, că nu știu, eu efectiv nu reiesc. Care este suma? Aș vrea să răspund domnului Ceasă. N-are nicio legătură proiectul cu căsuțele. Ei mai avem o persoană acum care beneficiază și care sunt diferite centri. A, înseamnă că celălalt proiect. Ei, proiectul pe care vorbesc eu. Chiar ceva, în ce e vorba de cei cu copii. Care sunt diferite de când are două săptămâni luați la centru? Sunt diferite centri. Ne vin exact cum am ei ce a scris. Da, dar sunt mămini la fiecare an s-au aprobat. Da, dar apropo de chestia asta, m-am uitat și nu este. Și centrul de afaceri care? Nu-i menționat în viza aceea. Păi, dar nu este pe centru. Ei legătură cu centru. Ei sunt la centru. Ei sunt la Bacău, la Onești, la... Centru special. Centru special, exact. Dar ei fac cam mică la suma aceea de 35 la participație. Și punem la vot proiectul numărul 4. Nu este vorba cu contractul ăsta, deci cu căsuțe? Și prefera să nu dau domnii. Avem 7 adulți și un copil. Exact. 120 de lei. Trecem la vot, la proiectul numărul 43. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 44, privind aprobarea legislației pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare de Comunicare Bacău, ADIC. Articolul 1. Se apropie cotizația cadenta anului 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIC, în cuantum de 6.000 de lei pentru comuna Cama, județul Bacău. Articolul 2. Prezenta hotărâri va fi comunicat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIC, instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, la proiectul 44, da, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 45 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2022.
Articolul 1. Se aprobă cotizația anuală a Comunei Tamar Județul Bacău în suma de 5.000 de lei la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunicare pentru salubritate Bacău pentru anul 2022 pentru comunele cu o populație între 3.001 și 5.000 de locuitori. Articolul 2. Prevederilor prezenței hotărârii vor fi duse la îndeplinire de primarul Comunei Tamar prin aparatul de specialitate. Articolul 1. Prezentă hotărâri va fi comunicată primarul de Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău, instituției prefectului județul Bacău și va fi adusă cunoștință publică în condițiile legii. Dacă se înscrie la cuvânt, dacă nu supunem la vot, proiectul numărul 45, este pentru. Mulțumesc. La diverse, dacă... La diverse, eu aș vrea. Am jucat pe domnul primar. Nu știu, noi aveam dată o hotărâre de Consiliu privind interzicerea comerțului ambulant. Dar mașinile astea ne disperă stațiile alea de amplificare. Eu nu știu dacă Consiliul care consideră că e oportun să ne permitem accesul în localitatea noastră, totuși ar trebui să plătească tot acum. Știm exact cine sunt acești distribuitori și să interzicem cel puțin pe perioada 12-3 sau 12-15 să interzicem difuzarea, să mai alarmeze grijare, urmă, câini, trezesc copii din somn, nu știu, nu. Să cereți cumva sprijinul poliției. Nu aveam dat o hotărâre de la s-a este trebuie să plătească o conversație pentru a veni doar poliția. Dar da, vă rog să solicitați în unul drag, în unul poate local. Deci trebuie neapărat să ne sprijin, că nu se poate. De dimineață, timp la prima oră, pe peraj, orice. Vând numai domnul, nu știu. Una, doi, am făcut o solicitare în ședința anterioară privind reamenajarea comunei. Și am rugat pe doamna secretar să îi țin un proiect de hotărâre privind. Nu știu, ați luat ceva, ați vorbit cu cetățenii? În ședința anterioară mi-a solicitat un parc. Un parc, reamenajare. Și un construire, un loc de joacă pentru copii. Da, ați spus, venit și cu cineva. Și ați spus că ați discutat cu cineva, eu am discutat și oamenii au zis, domnule, acolo nu e indicat parc în spate. Totuși aici ar fi loc pentru... Adică reamenajare monumentul, nu modificăm monumentul, nu face nimic. Da, am discutat asta, o să ne gândim la o soluție, doar că... Comuna e împărțită în două. Sunt și nu sunt de acord. Da. Pentru că nu-i bine să punem un monument, un scrânciuc sau un bogat. Nu-i vorba. Asta m-au solicitat oamenii în adresa care au solicitat scrânciuc. N-au solicitat scrânciuc. Adică să facem hexagonul ăla mai mic. Și atunci ar fi loc. Vreo două, trei bărci acolo, că ies cu copii. Bărci sunt și lor actuale, am solicitat. Da. Joc pe loc de joacă pentru copii. Și am spus să rămână, să găsim o soluție. Doar că nu e îndepărat, am urmărit. Monumentul eroilor, e monumentul eroilor, dacă sunteți de acord cu medica. Eu m-am gândit de joacă pentru copii. Da. M-am gândit să mustez un pic la urmă de monumentul. Da, da, da. Asta m-am gândit, doar. Și așa se poate, că faci monumentul în... De aici, da. Și să mă gândeam, nu-mi scopar ce să facem un... Și nu ești că nu se poate să poate. Deci nimeni nu a zis, ei au venit cu varianta că ei fac. Deci nici nu solicită bani. Numai să aibă ce părinți au venit cu varianta că vor face curățenii și vor aduna. Nu, chiar el m-a dus și am luat de acolo. Eu personal m-am dus în mașină și am strâns și coroană și borcană și... Sigur, era uscat coroana. Da, și m-am dus și stând la discuții cu părinți, au spus, o să avem negri și domn primar. Au venit, părțile erau deschise, erau lăsate. Că aia mi-ați un pic și pe de jos. Adică ne-asumăm doar verbal, dar practic nu mai... Asta e un viceprimar, trebuia să-i duci cu
Avem echipă primară. Așa, vrei să stai simplu, stai simplu. O să fac un centru, fac un loc de joacă pentru copii, dar după luna iulie, când putem face o rectificare de buget. Până atunci. Deci, la ceva și la ceva și la ceva. Exact. Și acolo am solicitări. Dar până în iulie nu avem, nu, deci am făcut să facem o rectificare de buget. Mulțumim, vă rog, vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim, vă domnilor consilieri, domnule primar, am o întrebare pentru grupul politic PNL. Am o întrebare pentru domnul Ceasă, domnul consilier Ceasă, și aș ruga pe doamna secretară să noteze de legalitatea unor probleme care au loc în cadrul Boatiei. Se împlinește zilele astea, un an de zile de când a intrat în funcție domnul primar și fiu rog felicitări și multă sănătate în continuare. Am avut parte după un an de liniști, au fost evenimente pentru un tânăr toată stima, nu? Haideți să începem. Lăs întrebarea pentru grupul politic PNL la urmă, pentru că domnul Toma argumentează și dumneavoastră întotdeauna grăbiți, întrerupiți, dar după el trebuie să strămâne. Începem așa. Pe 23.04.2021, eliberarea din funcție a domnului Mătieș. 23.04, numirea și alegerea viceprimarului Ceasă cu funcții de primar. În aceeași perioadă vine aprobarea contractului de finanțare socială instrumentat de domnul Ceasă când era pe funcție. Aș vrea să-l întreb pe domnul Ceasă, după toate astea, având în vedere că pe data de 07.06.2021, domnul Ceasă, cu un dosar, cu declarații de avere, cu declarații de venit, cu declarații ca fiind membru Partidului Pro-Românie, lasă o urmă deosebit de interesantă, nu la diverse instituții, ci la Tribunalul Județean Bacău și își se înscrie pentru candidatura la primăria Comunei Tamar, din partea Pro-Românie. Doamna secretar general, care e dumneavoastră, ar trebui să asigurați legalitatea. Este destul de mult. A trecut un an de zile de atunci și nu putem să lăsăm istoria acestui lucru. Doamna nu era secretar. Nu era, dar acum este și este unul dintre cei mai competenți secretari care au avut Comuna Tamar, doar prin faptul că asigură. Domnul Toma, cereți voi de la doamna președinte. Doamna președinte, faceți ceva, chemați-o la ordine, ceva, orice. Deci, haideți să vorbim! Era un alt secretar. Da. Este cel mai competent, dar spus, nu mă trebuie, cel mai competent secretar care l-a avut până acum. Prin faptul că a asigurat transparența actului decizional din această instituție. Da? Și acum cât durează ca să dea un telefon? Vreau să vă spun așa. Legea 14 din 2003. Republicată în 2005. Reactualizată în 2022, spune clar la articolul 8, aliniatul 1, 2 și 3, că nu este posibil ca o persoană să candideze, să execute o apartenență față de un alt partid în timpul mandatului și să revină, după cum se vede, în cazul ăsta, consilier PSD, în caz, nu are nicio legătură cu partidul. Eu nu... N-am venit aici ca să spun că partidul PSD e un partid de o anumită categorie sau pro-România de o altă categorie. Eu spun că nu este posibil niciun judecător, niciun președinte dintr-un tribunal, din justiția română, nu poate să facă o gafă de genul ăsta. Ori dacă a făcut-o, acesta nu mai există în magistratură, în momentul ăsta, după un an de zi. Nu poate să spună că a depășit legea. Cereți asta, da, domnule? Vă rog, nu mai cereți. Care e întrebarea? Răspundeți. Da. Cum este posibil? Da.
legea, sunteți președintele Comisiei Economice, unde sunt doar 3 membri și nu 5, unde dacă lipsește unul, nu se pot lua decizii și voturi. Aveți o activitate comună, Tamaș, suntem prieteni, politici, partidii, naște dușmănii. Eu nu sunt dușman cu dumneata, eu vin și opinez și îmi fac o datorie cetățenească față de toată lumea. Dumneata trebuie să ne răspunzi cum este posibil ca astăzi să fii PSD-ist, să facă alegeri în toată țara, pe toate parcursurile în cauză. Nu e normal ca toți consilierii, aparținând unui singur partid, să ocupe toate posturile de funcție. Nu e. Domnul Avarvare, pe această speță, instanța a dat un verdict definitiv și irevocabil. Eu nu mi-am dat demisia din PSD, deci nu, nu o să vedeți demisia mea niciun. Faptul că am candidat la prorogări aici a fost cu totul altceva. Nu, ba, de lege. Eu nu m-am înscris în Pro-România. Deci există. Legiuitorul, când a luat, pleacem, aduceți-mi să vedem că ce s-a înscris la Pro-România. Nu avea de unde. Deci mi-au dat consimțământul Pro-România că pot candida din partea lor. Și pentru aia am candidat. Lăsați-mi să pun întrebarea la PNL. Da. Vă rog, domnul Avarvare, întrebarea la... Întrebarea la grupul politic PNL e mai căioasă ca asta. În ședințele, s-o complicăm, în ședințele anterioare s-o discutat despre planul urbanistic zonal, acel pus în ședința din 30 mai 2022. O singură luare de cuvânt, domnul Toma, domnul consilier Toma, a avut-o. Accesul, nu m-am rugat, că prea mult de spus și nu pot să le comprim. Accesul la puzul aprobat este asigurat prin grija Consiliului Local. Nimeni nu a văzut acel puz. Justul. Dar de unde știți dumneavoastră că nu l-a văzut nimeni? Păi el e de anul trecut, începe de 2 ani. Acel puz trebuie să-l găsim. Păi dar nu-i trebuie ca să-l prezenta la ședința? Păi da. Eu vorbesc că nu pot să prezentam ședința și planul urbanistic. Mai este de dat. Mai este. Puzul ar trebui acolo pe site-ul primăriei Comunei Tamaș, un site oficial, undeva la urbanism, să cunoască toată lumea. Este. Înseamnă că... Înseamnă că este virus stat. Odată ce vine de la prefectură... Haideți să vă spun, acel loc, 25.000 de metri pătrați, urmează să fac un cartier rezidențial. Eu nu cred că s-au prevăzut locuri de joacă pentru copii. Nu cred că s-au prevăzut utilități cum s-au prevăzut la alt pus, o stradă de pământ, vorba de pământul domnului Hazu, și nu avea loc să iasă la stradă. Acum i s-o permis, datorită un consiliu local și unui alt plus, un proiect general, da? Să iasă pe terenul din foto. Spune domnul primar, a promis în campanie electorală că va face tribune și un stadion. Bine, nu sunt bani, probabil că nu vor fi. Dar vă dați seama ce s-ar întâmpla într-un meci oficial Comunei Tamaș. Da, doamna, mai zic, mai mult.
Dumnealui face referire la Buz, la Doamne, să înțelege Buzul Comunei Tamaș, dar dumnealui nu se referă la Buzul Comunei Tamaș, pentru că acela e cu totul altceva. Dânsul se referă la un așa zis proprietar sau dezvoltator imobiliar, care pe propria proprietate vrea să își cheme acolo niște clădiri, niște locuințe, dar e o procedură care s-a creat la Consiliul Județean, plus la Comuna Tamaș, deci, dânsul se referă la Buzul unei persoane sau unei firme. Am înțeles că e vorba de a apărea un proprietar fizic acolo, domnul Băgiu, ceva de genul ăsta. Ca să se înțeleagă, nu e vorba de Buzul Comunei Tamaș, pentru că dumneavoastră a fost întrebarea.